zi superbă, zi de sâmbătă, mergem un pic la Burez și suntem undeva în Nimașul din Hudești, Lupeni. Mergem încet, încet cu pași vioi de pădure. Am apă noi pe prietenul meu, Codiță. Codiță, hai salută-ne și tu pe noi aici, salută, salut! Așa, Codiță vine cu noi, este un cățel inteligent și cu minte. Hai da să mergem la pădure. E un pic vântul, se aude în microfon vântul. E toamnă și e frumos. Încet, încet ne apropiem de pădure. Ne apropiem de pădure care e în fața noastră și o să mergem să vedem ce ne oferă în toamna asta. Dacă este bogată sau nu, sau dacă se va îmbogăți zilele următoare, când va veni căldura. Și iată-ne în pădure. Iată, am găsit un hrib, un pui de hrib, frumos. Și mă duc mai departe, încă nu am găsit nimic în margine aici. Încă o hulughiță de vară, dacă vremea a fost caldă, iată hulughițele aici. Cât de frumoase sunt. Și iată, după multă umblătură, da Dumnezeu să fie bureții. Uitați aici cât de frumoși, cât de frumoși. Așa că astăzi vom duce burez acasă. Deci e un început să iese. Uitați și aici în pădure, uitați cât e de mitit el și frumușel. Aici, uite el. Și mai sunt împrejur pe aici. Am să mă apuc să-i culeg și după aia să vă arăt. Ia uitați cât sunt de frumoși aici. Deci vă spun, este de 17 octombrie. Uite cât sunt de frumoși. Să fac și o poză cu ei. Iată, e și aici, mai sunt câțiva, am găsit, am mai cules, îi vedeți, uitați cât de frumușel, aici, sunt micuți. Dacă va fi căldură, va fi burez în pădure. Dacă va veni frigul, nu va mai fi burez, aici îi sunt, o să iau pe toți. Da, iată, în altă parte, ei sunt încă mici. O să-i lăsăm aici să crească și să ia alții. Cât de frumușei. Sunt grași că au avut apă, vedeți? Și iată că am ajuns într-un loc unde am găsit foarte mulți hribi, hribișori frumoși. Și o să vi arăt pe toți. Mai am un pic de baterie, dar am să vă arăt pe toți. Uitați, unul aici, mic și frumos. Unul aici. Nu, ăla nu e hrib, stați că mai văzut aici că îi pierd atunci. Îi pierd. Unul aici. Uitați cât de frumos. Aici, am mai văzut undeva, dar am să vă arăt pe ăștia alți care sunt aici la... Aici. O să-i pun toți jos, aici, unul aici, ui, i-a rupt capul și-a rămas fără pălărie. Îl punem și pe ăla aici, unul aici, unul aici, foarte frumos, uitați ce frumos e, hrib de toamnă. Dacă au avut umiditate, altul aici, sunt foarte mulți aici,
sunt în jur de vreo 10-15 hribi. O să-i culeg pe toți, bun, nu sunt așa mari. Ăsta nu e hrib, vedeți, aveți grijă când veniți la pădure. Ăsta nu e hrib. Da? Continuăm căutările noastre. Alt hrib aici, frumos. Uitați-l. Altul și mai frumos aici. Ăștia sunt hrib de toamnă. O să vi arăt pe toți după ce-i culeg, ca să nu vă, că mă deranjează și aparatul. Uite, codiță e lângă mine aici. Frumos cu codiță. Tată, caută, hai du-te, caută și tu burez, hai du-te. Da, iată, am mai găsit trei burezi frumoși aici. Uitați-l să mai galbeni. Acum mai scot din aici și unul aici. Trei. Dar o să căutăm. Ei încă de acum încep să se facă. Porii de acum o să înceapă să... Pădurea e frumoasă, e verde, e umedă. În schimb, cred că de săptămâna viitoare bureți mulți. Ceea ce am găsit, am găsit undeva la câteva cioate. O să viară mai târziu. Acum mă îndrept undeva unde se făceau hribii. Întâi erau hrib de vară, dar poate găsim și hrib de toamnă pe acolo. Și ne îndreptăm ușurel, ușurel, vedeți cât e de frumoasă pădurea, soarele e acolo sus, ne privește, încălzește și încălzește solul să se facă bureză. Codiță, după mine, Codiță salută oamenii aici. Salută-i! Hai, așa, tată! Da, și-am mai găsit aici câteva. Ia uite cât de frumoși. Și acolo era doi. Și uite, doi acolo, doi acolo. Și uite, mai încolo era, sunt în... Deci încep să se facă burezii. Uitați și aici la cioata asta, acum o văd, chiar n-am văzut-o, uitați aici. Deci ei acum încep să se facă, dacă va fi cald, câteva zile va fi burez în pădure. Veniți mâine, n-o să găsiți, vă spun sincer. Eu am găsit că i-am venit primul și de aia. Aici iar mai sunt câteva, uite, ăștia sunt îmbătrâniți deja. Uite. Și ăștia iar sunt bătrâniți, dar spun, pentru că ei nu fac vermi, ăștia nu fac vermi. O să-i ducem și acolo și mai la deal sunt, sunt aici în cioatele astea, o să-i căutăm. Da, se face noapte, este ora 16 și vreo 7-8 minute. Ne retragem către depou. Am găsit ceva burezi, o să vi arăt când ajung mai la deal, că să pot reuși să ies din pădure, să nu mă prindă noaptea. Deci burezi, de moment, după vreo câteva zile, pot ieși, dacă va fi căldură. Eu am găsit ceva, o să vi arăt, o mâncare bună, așa. Pentru azi și pentru mâine. Mulțumim Domnului că am fost sănătoși și ia, ne retragem din pădure, ne retragem către casă. Codiță-i tot cu mine, nu m-a părăsit deloc. Deci, vedeți, câinii sunt foarte credincioși. Codiță? Codiță e aici, nu l-am bătut niciodată,
e foarte cu minte. Sunt burezi, dar de ăștia stricați mulți, de ăștia răi. Peste câteva zile, dacă va fi cald, vor fi burezi în pădure. O să vă arăt când ies la marginea pădurii și da, ne retragem către casă mai un picuț și ieșim din pădure. Suntem în marginea pădurii. Drumul lung, frumos. E greu de străbătut, e greu de mers în pădure. Dar dacă îți place, deja ieșim la margine. Este marginea pădurii aici. Încă un pic și o să vă arăt bureții. Surprizele se țin lanț. Ui! Aici, așa e la margine. Deci, am ieșit din pădure și ieșim din... Pe aici vom ieși, dar să vedem pe unde mai ușor de străbătut. Sunt multe urzici, buruian. Am găsit loc liber aici. Mai simplu. Am ieșit din pădure, chiar acum am ieșit. Ud și iată producția de anul ăsta. Copintici. Deci nu umblăm cu vrajă, e 17 octombrie astăzi. Și uite cât de frumoși. Și avem și aici două plăsuțe. Hribii pe care i-am, uitați cât de frumoși. Să luăm frunzuca asta jos. Mai avem puțină iarbă, că e umed în pădure și de asta iarba pe ei. Uitați cât de... Și o pintice. Da. Mergem acasă și preparăm mămăliguță cu usturoi. Nam, 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 nam. Bun o să fie. Așa că codiță era cu mine pe aici. Îndată codiță. Hai la tata, hai. Codiță. Hai. Hai aici. E aici codiță, el se joacă. Deci totul e verde, e frumos pentru că a plouat și e și cald. Noi ne despărțim de pădure și veni în altă zi, îi lăsăm să se facă bureții. Dragii mei, la revedere! Da, iată că am ajuns cu ei acasă. Aici avem hribișorii. E o pintici, cum ne spunem noi aici, ghebele, uitați-le. Sunt, nu sunt așa cum trebuiau să fie, dar poate două ligenașe de burezi. Îndată patroana va pune la fiert și vom face o tocăniță. De ciuperci în seara asta, cu mămăliguță, cu usturoi, cu brânză sărată și cu poftă. Hribii, i-am arătat și în pădure. Sunt mulți hribi. Ăștia sunt hribii de toamnă.
din cauza umidității s-au făcut.